învățăm să ne dăm seama dacă ceea ce facem cu drag se numește plăcere, că ne face rău, adică dacă suntem în plăcere, după aceea Dumnezeu ne va da din față neplăceri, sau că ceea ce facem e cumva aliniat cu Satana. Când depășește necesitatea. Și atunci când nu te mai poți opri. Și atunci când mai mult iei decât dai. Atunci nu este plăcere, e obișnuință, este patimă. Este foarte complexă întrebarea aceasta, pentru că noi cădem în foarte multe feluri și mai este un lucru. Un atașament este egal cu orice atașament și nu ne dăm seama că din față suntem căzuți în orice mod posibil și nu vedem legătura. Adică ne facem plăceri, să zicem, mâncăm cireșe și ni se întâmplă ceva neplăcut în afacere și nu vedem legătura cu cireșele. Aici e problema noastră și mereu cădem în ea de mii de ani. Deci un atașament este egal cu orice atașament. Asta înseamnă că din față va trebui să fim scăzuți în orice mod posibil. Și ne surprinde, ne ia pe nepregătite. De soluția este, pentru că noi suntem imperfecți și nu ne putem opri, mereu să ne restrângem. Indiferent, în toate lucrurile care ne plac, mereu să ne întrebăm dacă chiar avem nevoie de ele. Și... asta, scuză-mă, deci, ziceam, uite, eu de exemplu m-am apucat să cos. Îmi place atât de mult să cos și să fac chii și cămeși, încât mă gândeam ori asta o plăcere sau doi, să, nu știu, să fac cursuri, să citesc. Da, spune că eu mă duc să mă încarc. Că nu mai am viață. Da, deci ai zis cumva dacă iei mai mult decât dai, deci asta să fie cumva o idee, adică să mă gândesc că folosul celuilalt, atunci nu poate fi, deci cumva... Dacă faci folosul celuilalt, nu este plăcere proprie. Nu mai interesul propriu este plăcere. Sau cumva e pasiune, adică cumva îmi place ce fac. Fata, dar faci cu drag, o fac din iubire, deci cumva nu o fac din ego, nu, o fac din suflet. Sigur. Nu e plăcere și nu este nici patima, este dăruire. Că aici cu mâncatul am înțeles. Că asta e clară treaba cu cafeaua, să nu ajungi în dependență, deci să poți și fără orice cu orice lucruri din astea, dar avem așa unele întrebări care nu știu, legeam dacă pentru mine, pentru dezvoltarea mea interioară, adică conștientizările mele, știi? Dacă este pentru profit propriu, atunci este plăcere și nu este... Păi a vrea să cresc, a vrea să conștientizez lucruri, a vrea să mă dezvolt cumva, adică să mă dezvolt, să nu știu, uite ce facem, ce fac că intru, că te ascult, astea sunt practic pentru sufletul meu, adică eu cumva, sau... Nu, când faci ceva pentru binele celuilalt și închin lui, depinde cui îi închini ceea ce faci. Dacă închin pentru celălalt și nu ai tu un profit propriu, nu este plăcere, este dăruire. Ca să fie plăcere, trebuie să faci ceva pentru binele tău, pentru corpul tău, pentru ego-ul tău. Adică când adunăm mai mult decât avem nevoie, atunci întărim ego-ul. Deci acel lucru e o patimă. Dar când mai mult dăm decât luăm, atunci nu mai suntem afectați de pierdere. Adică atunci când vine pierderea, nu ne doare.
Dacă nu ne doare, atunci lucrul acela nu este o plăcere. Deci dacă ușor putem să pierdem ceea ce considerăm noi important, acel lucru rămâne și nu ne face rău. Dar dacă ușor ne pierdem cumpătul și ne supărăm când ceva ni se ia, de acel lucru suntem atașați și va trebui să-l pierdem. Pentru că ne face rău la suflet. Dar asta e un fel de pentru sănătatea sufletului se întâmplă și se întâmplă automat. Noi nu înțelegem, nu prelucrăm informația ce ni se întâmplă, nu vedem sensul lucrurilor și ne supărăm. Pentru că noi trăim exclusiv în lumea aceasta și punem pe primul plan lucrurile lumii, oamenii, când de fapt tot ce ne conjoară este secundar. Deci trebuie să îl păstrăm în poziția de secundaritate. Adică să nu facem totul pentru ele, să nu ne zbatem ca să le avem mai mult decât avem nevoie, pentru că tot ce depășește necesitatea ne lipește de materie și atrage după aceea neplăcerile. Pe undeva este absurd. Când omul vrea mai mult decât are nevoie, va avea necazuri de toate formele. Deci este absurd să vrei necazuri. Dacă el se păstrează în puțin, atunci nu mai vine necazurile, că nu mai au ce să scadă la el. Deci noi ne putem face plăceri în măsura în care dăm mai mult decât luăm și atunci când plăcea oricum ne ia din energia vitală, când vine pierderea, oricum avem un surplus de dăruire, de energie și avem de unde să pierdem. Da. E greu de înțeles. Am înțeles aici. Deci, practic, hai să luăm concret. Deci eu fac cursuri de dezvoltare personală sau, mă rog, spirituală sau nu știu, tot coaching, la bancă fac la fel și o fac cu foarte multă dăruire și simt că mă încarc atunci când am cursurile astea. Și de asemenea și cei din jur care participă la fel îmi spun că se simt. Tu știi acum că soțul meu tot îmi spune să termin odată cu ele, că nu are îți prosti. Și mă tot gândesc acum ce să fac? Păi cursul de dezvoltare personală, ce face el? Hrănește sufletul sau ce? Păi în cursurile de dezvoltare personală, practic, e autocunoaștere, conștientizări, pentru că pur și simplu ca să îți dai seama că ești legat în niște convingeri și niște lanțuri și eu ca să ajung la tine, mai întâi eu trebuie să mă trezesc și m-am trezit într-un anume fel. Deci zic că în momentul în care îți plăceri, pierzi energie vitală, dar că dacă plăcerea aceea e făcută pentru celălalt, de fapt ea formă va veni înapoi. Am înțeles bine? Nu mai este pierdere. Deci când o faci pentru celălalt nu este pierdere. Când o faci pentru tine este pierdere. Adică când este exclusiv pentru noi. Dar dacă o parte din plăcerea respectivă o dăm și altuia, împărțim și altuia, atunci nu mai este exclusivă. Și nu mai este o pierdere. Să poate înțelege? Da. Deci asta e ideea. Deci, foarte atent să fii la intenția care e în spate. Deci cumva dacă ceea ce faci e pentru că merge înspre celălalt, atunci poți să simți, adică chiar să o faci, chiar indicat să o faci din toată inima, cu tot sufletul, nu? Exact. Scopul contează prima dată și apoi rezultatul acțiunii. Să nu fie exclusiv pentru noi, că atunci se dă lumea lucrurile. Funcționează lucrul ăsta până și la salariu. Dacă luăm un salariu și îl păstrăm numai pentru noi,
atunci noi începem să pierdem viața. Dacă o parte din salariul dăruim, rămâne, altfel ni se ia. Limita este foarte fină și putem cărtea foarte ușor. Pe principiul acesta, noi, de fapt, pierdem foarte mult în viață. Trăim cu într-o continuă suferință și nemulțumire. Suntem loviți de necazuri toate formele posibile. De la simplu fapt că nu dăruim. Pentru că în momentul în care nu mai dai, pierzi energie și atunci vin forțele cerului să te aducă înapoi cu forța. Și asta înseamnă necazuri, neplăceri. Deci este absurd să nu dăm. Pentru că noi suntem o ființă divină, nu suntem un eu egoist. Deci în momentul în care ținem totul pentru noi, atunci ne opunem divinității care nu ține nimic pentru el. Deci noi ar trebui, în mod normal, să fim ca și el. Dacă se poate înțelege. Adică tot ce facem, să facem, deci cumva clar, să trecem din minte în inimă și tot ce facem să fie dăruire. Exact, tot ce facem să fie dăruire. Și atunci putem să ne permitem și plăceri ale trupului, dar nu mai mult decât este nevoie, că în momentul în care depășim necesitatea, o luăm de la capăt cu suferința. Deci să fim atenți, ne rog să le păstrăm un puțin pe, în toate formele, pe toate direcțiile. Și dacă faci... Da, scuză-mă. De exemplu, dacă faci, nu știu, ceva pentru corpul tău în sensul gimnastică sau deja îți place foarte mult să faci gimnastică sau pilate sau orice care îți, te face să îți întreții corpul fizic și care, de fapt, te ajută și să-ți păstrezi sănătatea gândurilor și a minții. Da, poți să faci exerciții fizice, că este un chin al egoului, se chinuiește corpul și în spatele corpului este eul și el se scade. Deci exercițiul fizic este bun. Super! Foarte. Da. Excesele nu sunt bune, excesele. Și din cauza asta când și noi mai pierdem foarte mult la faptul că, spre exemplu, banii sunt energie și când păstrăm totul pentru noi, atunci ei se blochează, energia nu mai curge. Și se întărește ego-ul. Și când se întărește ego-ul, câștigăm o sumă de bani de care ne bucurăm, dar trebuie să vină o pierdere care să ne ducă înapoi. Și începe să pierdem în alte părți. Și începem să irosim bani. Din banii aia trebuie să reparăm când se strică mașina, se strică aragazul sau altceva și de fapt nu ne bucurăm de ei. Deci soluția este mereu să faci mult, o parte din ei să-i dai ca să poți să faci loc să vină mai departe. Dacă folosim totul pentru noi, se trăiește cum și ele banii de vină de pierdere. Da, deja încet așa se încetătenește cumva pentru cei care vor să... Mă, dar e mașinuța aia de jos. Da, că, mă rog, să așa să practice zeciuiala, zeciuiala din tot. Zeciuiala din bani, zeciuiala din abilitățile pe care le am, adică din tot ce fac, să fac și gratuit. Zeciuiala din timpul meu, adică să fac voluntariat, să-mi aloc o parte din spate. Nu-i bine? Și într-adevăr e foarte fain după ce îți pui intenția să faci asta, cât de rapid universul le reglează. Uite, de exemplu, la mine a fost ceva de genul, deci am aflat de zeciuială și am început o practic. Și la vremea respectivă nu stăteam bine cu bani, adică încă nu stăteam bine, nu aveam un respect pentru bani și și după aceea am început să dau 10% cu regularitate. Până într-o lună am primit un premiu mai mare
și eram plecată din țară, eram cu nepoței și am zis, wow, repede am socotit cât face 10% și am zis, wow, acum pe bune, chiar așa de mult să dau. Și n-am terminat gândul că în minutul următor o suna telefonul meu, eram în America și una dintre colege mi-a spus că o prietenă bună de-a noastră a fost diagnosticată cu un diagnostic grav și că urmează o operație la care are nevoie de 50.000 de euro. Și am zis, Doamne, deci, despre ce vorbesc? Minutul următor am virat banii și nu numai atât, că am și adunat mai mult bani ca să reușească să ajungă la operație. Așa și după aceea, după vreun an, iarăși am uitat. Adică, mă rog, nu socoteam eu foarte riguros și făceam cursuri. Și la o parte dintre cele care participam, le făceam cadou cursul. Numai că eu, când am primit e-mailul la cele două care au primit cadou cursul, am copiat același text și l-am mai trimis încă la patru, în plus. Și ele nu au zis nimic, dar am văzut că nu mai intră banii și pe urmă m-a sunat și a zis, Iorelia, dar tu chiar ne-ai făcut cadou cursul? Și după ce am socotit, era fix diferența care nu o calculasem eu, adică universul cumva, Dumnezeu, o socotit că trebuia să mai dau eu gratis și mi l-a reglat rapid. Da, e foarte, foarte fain asta. Deci noi, asta, ca să ne fie bine în viață, trebuie să fim atenți ca din ceea ce primim, să dăm o parte. Indiferent ce primim, o parte să o jertim, ca să dăm semn că lumea nu este pe primul plan. E greu? Nu. Așa. Nu-i greu, noi cei care deja suntem aici și intrăm în energia asta care ne-a transmis tu, eu zic că deja toți suntem acolo și în plus și reușim să transmitem și altora din cunoașterea asta diferită total. Deci e ceva total diferit, pentru că lumea asta îi aleargă după plăceri. Eu am întâlnit aici, să zic, un om al lui Dumnezeu, o femeie astrăzii, care a ajuns aici, nu știu cum, trimisă de divin. O femeie astrăzii care trăiește fără nimic. Nu are bani, nu are haine, nu are acte, nu are direcție, nu are localitate unde să stea, nu are nimic. În plus, are cârjă. Adică nu poate să meargă cu picioare și are durere în spate, pentru că a avut un accident. Și mai mult, este un om, cum n-am văzut niciodată, urcă muntele cu gânjă. Aici sus este un schi. Dacă noi facem 2 ore până la schitul acela, ea face 7 ore. Dar cu o voință imensă, pentru că cade de multe ori, cade, se ridică, cade, se ridică, și cu ambiția ajunge până la schi. Dacă cineva îi dă 2 milioane de lei, ea păstrează 2 lei și restul îi dă. Deci nu păstrează pentru ea nimic. Deci ca model de a fi este ceva cum nu am văzut. Și i-am luat interviul 2 zile și o să le pun pe internet. Când aveți timp, măcar să ascultați interviurile ei, că o să învățați lucruri deosebite. Da. Hai. Deci, vezi, cumva la noi, fiindcă... Are facultate de teologie, asistență socială, a venit din Franța în martie, în România, rămâne în România, vizitez că este din România și nu are nimic, doarme în parc, pe bancă,
Nici cu frâncul nu are probleme, pentru că zice că îmi închipui că mă ține Dumnezeu în brațe și atunci mă încălzesc. N-are decât hainele de pe ea. Are un rucsac care este mai mult gol. Și este un om minunat. Incredibil. Da. Deci ai intenționat s-a hotărât sau i s-a întâmplat ceva că a ajuns să trăiască așa. A refuzat pensia, ajutorul social, a refuzat tot. Se trăiește pe stradă. Trăiește, intră în contact cu divinul, vorbește cu el. Uite, du-te în față, că acolo vei întâlni un om care să te ajute. O să te ajute mănânc și o să ai unde să dormi. Deci, discută cu Dumnezeu tot timpul și spune eu, dar atunci, de ce să-mi fie frică? Că eu sunt în mâna lui, el mă ajută în toate situațiile, eu nu am nevoie să mă mai bat pentru nimic. Deci, are credință adevărată. Dar spune că nu este vorba de rugăciune sau altceva. Este doar de faptul că te bazezi pe el. Total. Dar noi nu avem acest curaj. Adică să scoatem îngrijorarea 100% din noi. Exact. Să nu mai ne îngrijim de nimic. Doar să... Exact. Și mai am o caracteristică. Nu vede nimic rău. Nu vede că ar fi oameni răi, că a fost întrebată și nu te frică noaptea că vine cineva la tine? Și a zis că nu. Atâta timp cât eu nu văd niciun rău în lume, nimic rău nu poate să vină din față. Da, pentru că lumea e fixă așa cum o vedem. Exact, noi o construim. Cum suntem noi în interiorul nostru? Aceea vine din față. Și am văzut o întrebare foarte frumoasă. Și cum este lumea ta? În lumea ta există oameni răi? Nu. Deci în lumea mea nu. Deci asta am învățat-o foarte multe. Două zile am înregistrat cu ea. Abia aștept să punem. I-am pus toate întrebările posibile și imposibile. Ce se face ca să fim fericiți. Lucrurile acestea. Cum să ne trăim viața. Foarte frumos. A spus că problema noastră este că, deci cum să trăiești viața? Zice, să nu spete. Adică să nu ții la inimă, să nu iei personal ceva. Să lași viața și oamenii să fie cum vor ei, să nu intervii. Deci e ce discutăm noi. Același lucru. Da, de fapt e așa o frană pentru suflet. Deci bucuria asta, că de ce a venit întrebarea mea, că în momentul în care încerci să faci lucrurile cumva, așa cum le spui tu, adică să vezi că tot timpul din față Dumnezeu scoate partea aia întunecată care tu, de care tu nu ești conștient și pe care trebuie să o vezi ca să o accepti cumva, să o transcezi, să treci... o treci în iubire, că eu asta ziceam, când ziceam că îmi iubesc ego-ul, eu așa cumva conștientizam că doar iubind, doar cu iubire topești tot răul din jur, nu? Da. Da. Și până la urmă să mă bucur că, de fapt, toate situațiile care ajung către mine vin ca să le conștientizez, să le aduc în conștient. Aducându-le în conștient, deja am făcut un pas mare înainte, pentru că deja sufletul e ca și cum, eu așa simt, ca și cum ar mai fi rupt un lanț, ca și cum s-ar ar expanda. Ar ieși și mai multă iubire, adică iubirea e noi, doar că ea e ținută acolo captivă, că mai nu se face văzută, atâta vreme cât ego-ul și cât mintea o sufocă, deci el e cel care conduce.
și la fiecare constatare deja mai rup un lanț mai și pașii făcuți, după părerea mea, un pas făcut înainte deja e un pas mare făcut și că asta simt eu, că înapoi nu mai pot să mă duc, fiindcă deja sunt conștientă de lucruri, sunt mult mai responsabilă. Vreau să spun că artistica esențială pe care am observat-o la această doamnă este că nu vrea mai mult. Deci când primește mai mult, dă. Păstrează doar atât cât este necesar. Tu te referi la... Te refer la parte materială. Mă refer la ceea ce are. Spre exemplu, dacă primește 10 lei, ea păstrează 2-3 lei și restul dă. Da. Deci, deja partea materială e clară treaba. Deci partea materială deja nu mai intră în calcul, dar e vorba de partea haine. Asta. De exemplu, primește haine. Nu păstrează decât un singur rând de haine pe care le folosește. Și restul le dă. Deci nu are nimic. Nu vrea nimic. Deci nu vrea să deranjeze. Dacă îi se dau bani, păstrează atât cât să mănânce o pâine. Deci un covrig. Deci nu ia mai mult. Asta e calitatea. Dar, întrebare, Marius. Uite, de exemplu, tu ai... un nivel, mă rog, tu așa ai venit pe lumea asta și tu deja faci atâta bine în jurul tău, nu prin bani, ci prin ceea ce ești tu, prin iubirea ta. Când, dacă ea a ajuns, acum eu te întreb așa, din că mi-a venit în minte, dacă ea a ajuns la un nivel încât ea deja, făcând ceea ce face, clar că într-o conectare cu Dumnezeu continuă, Dumnezeu cumva o ghidează în tot ceea ce face, cumva astea n-ar trebui să meargă către noi, adică ea să facă ceva cu ceea ce-i dă Dumnezeu? Păi asta s-a și întâmplat. I-a spus, du-te acolo la Piatra Calului, ea nu știu de ce, și a nimerit la noi, care am înregistrat-o. Eu am înregistrat-o și o pun pe internet, pe YouTube și o să ajung un model pentru mii și mii de oameni. Deci, victoria pe care a câștigat-o față de ea însăși, de această înțelegere la care a ajuns, vor beneficia mii de oameni. Și ea a zis să facă bine la foarte mulți oameni. Pe exemplu, într-o lună sunt mulți, peste 100.000 de vizualizări. Deci, foarte mulți oameni beneficiază de această înțelegere a ei. Deci, nu este un sacrificiu, sacrificiu de ego, poate, dar este, de fapt, o creștere a sufletului ei. Are un nivel foarte ridicat. Are blândețe, are bunătate, are dragoste, nu vede rău în lume. E mai mult decât un duhovnic. Este infinit de îngăduitoare, de înțelegătoare. Iubește oamenii și întâlnește numai oameni care o... Deci, cum sunt ea? Întâlnește numai oameni care o ajută. Pentru că ea nu vede rău în lume. Nu este frică, nu are frică, nu are teamă. Deci nu mai are ce veni din față decât ceea ce este ea. Da, nu are ce veni din față. Și are tot înseamnă că este bine. Deci asta înseamnă credere. Da. Că cum ești tu, așa va veni. Și atunci ai încredere totală. Trebuie să fii atent să nu greșești. Dar nu are cum, pentru că starea pe care o are ea nu mai vrea să o piardă. Deci dovadă, a primit 2 milioane de lei la mormântul lui Arsenie Boca și a observat că oamenii pun bani la un copac al milei. A păstrat din cele 2 milioane 2 lei și restul le-a lăsat la copacul milei. Cu toate că ea nu are nimic. Deci nu caută siguranța vieții. Pentru că e Dumnezeu și chiar ne zicea, de ce să fie frică dacă Dumnezeu îmi zice acolo că ăla te va ajuta.
și face asta mereu. Deci eu nu am ce fel de teamă, nu mi-e frică de nimic, nu mai pierd nimic. Da, deci așa a păstrat 1% și 99% o dat. Deci o dat, noi suntem undeva la 10% sau hai să zic mai mult puțin acum, da, da. Dar de ea deja era la 99%. Este foarte înalt, foarte înalt. Un exemplu, o să vedeți când vorbește, e ceva, n-am. Și eu chiar închipuiam, îmi doream foarte mult să găsesc un om al străzii. Vorbești eu cu el. Și uite, Dumnezeu mi l-a trimis. Păi, Marius, atâta vreme cât tu ești așa, vei atrage oameni ca și tine. Da. A venit la țanc. A venit direct aici. Am găsit-o aici. Da, da, deci vezi, practic, sensul pentru care a venit aici, îi te ajungă către ceilalți, ceea ce ea a făcut, ceea ce ea este la momentul ăsta. Da. Da. Prin renunțare la tot. Exact. Deci Dumnezeu arată un model, că așa ar trebui să fii, sau cel puțin ceva din ceea ce spune ea să înțelege. Păi nu, până la urmă să nu fii atașat de absolut nimic și să poți să renunți la tot ce ai la orice moment. Asta e ideea. Da. Iar ce înțelegeam eu era că, mă rog, dacă Dumnezeu trimit cum mi-o dat la ea cele 200 de lei. Dacă o să-i dea 200 de milioane de lei, tot așa va da. Va păstra 1% și 99% va da. Deci nu înseamnă că nu trebuie să primești ce îți dă Dumnezeu ca să poți să dai. Sigur, sigur. Așa este. Și toate mișcările se fac la nivel de comportament. Deci noi nu ne închipuim că prin comportament se mișcă energii foarte mari. Și cum este că și el a spus același lucru? Noi nu credem că prin comportament... Spre exemplu, dai întâietate cuiva pe stradă sau dai locul într-o lebuni sau nu urci cu liftul, mergi pe scări. Acest comportament de cedare, pe tine te încarcă cu energie vitală, ce înseamnă dumnezeire. Deci dacă noi știm că atunci când noi cedăm binele nostru, noi de fapt primim viață, ani la viață sau sănătate, sau reușită în viață, dacă ar ști oamenii, cred că toți ar face asta. Iar în momentul în care își caută o comoditate, spre exemplu, merg cu liftul sau merg cu troleibusul, nu se meargă pe jos la servici, își adaugă o comoditate, îi pierd energia vieții și își atrage neplăceri, pe care se plâng degeaba. De, indiferent ce ne plăcea, poate să fie de orice fel de formă, mai ales acolo unde e doar ce mai tare. Dar totul vine din faptul că s-au protejat și au căutat o comoditate. Nu este voie să îți cauți bine. Exact cum face ea. Nu am nevoie de mai mult, dau. Și am observat, pe exemplu, când mănâncă puțin de tot. Primul gest pe care îl face, îi întreabă pe celălalt dacă nu vor să le dea de la ea sau ceva în genul ăsta. Deci primul gest pe care îl face este pentru celălalt, nu pentru ea. Cedează foarte ușor binele ei. Nu este greu să-l cedeze. Este fantastic. Da, abia aștept să o ascultăm. Uite, să le salut și pe Claudia și pe Doina. Ce faceți? Bună ziua, vă salut și eu. Ce mai faci? Eu citesc din cărțile domnului Marius și pe măsură ce citesc îmi dau seama că am foarte mult de lucru cu mine. Dar vreau să-i mulțumesc pe această cale. Am început să mă înregistrez ca să ascult de mai multe ori același capitol și să ascult de foarte multe ori pentru că îmi dau seama că dacă citesc o dată, nu știu, parcă n-ajunge în toate structurile mele. Wow! De când am venit... Da. De când am venit din tabără, nu știu, pot să zic că am avut destul de multe provocări și îmi dau seama că am o anumită rigiditate. Adică, cum zicea domnul Marius, dacă toată lumea ar ști, dar și dacă știm, e destul de greu până punem în practică, până, nu știu... Eu așa văd acum, am un lucru foarte mare cu mine.
ca să ies din zona asta de rigiditate, să-mi dau voie să fiu maleabilă. Dar mă străduiesc din răsputeri. Dar cum îți dai seama că ești rigidă? Adică ce ți se întâmplă? Știi ce mi se întâmplă? Îmi vin provocări din față și în loc să cedez, de multe ori reacționez. Și atunci îmi dau seama că nu sunt zona aceea în care trebuie să fiu. Acum rezistență? Da, da. Doar că realizez acum că în fața mea, adică fiecare om din fața mea este Dumnezeu și asta deja e un foarte mare lucru, că o pun rezistență, dar parcă nu chiar așa de puternic o făceam înainte și lucrez foarte mult la asta. Deci mă întâlnesc destul de des cu Mirela și cu Ramona și în fiecare zi discutăm și povestim despre ce am mai citit. Am reușit. Cum? Dic, după modelul fetelor de la Fălniceni. Da, da. Pe mine foarte tare m-a ajutat acum faptul că m-am înregistrat. În ultima vreme chiar foarte mult am înregistrat din capitole pur și simplu ca să mă ascult în timp ce sunt la serviciu sau asta că nu pot să stau tot timpul. Și când citesc un capitol și înregistrez și după aceea reascult. Ce frumos. Are și Marius înregistrări pe YouTube, așa e, Marius? Da, da, le ascult. Ascult și înregistrările domnului Marius, dar eu acum am început să citesc cărțile și de când am venit am cam 100 de... Cum? Din cărți are Marius pe YouTube. Da? Da, da. Sunt grele, da. Ceva. Cum? Sunt grele, vreau de înțeles. Da, sunt grele cărțile, nu sunt greu de înțeles, sunt așa de simplu tot ce spuneți acolo, dar e greu de aplicat, nu știu, așa simt, poate mi-e greu mie, nu generalizez, vorbesc doar despre mine. Mie mi-este greu și, nu știu, ego-ul meu suferă foarte tare, deci am avut niște momente în care, după ce am venit din tabără, ego-ul meu chiar a suferit mult, pentru că a venit fiul meu și mi-a scos în față, mi-a spus că mă victimizez și eu m-am simțit foarte rău și am simțit că eu fac totul pentru familie, dar de fapt ego-ul meu suferea, mi-am dat seama și pe măsură ce am început acum să citesc din ce vor femeile, ce vor bărbații și înțeleg foarte multe lucruri, adică până la urmă totul depinde de mine. Și stau așa și mă gândesc că, ok, dacă până la 5-3 de ani tot asta am făcut, adică am făcut mai mult rău decât bine, că din ce am citit aici așa am ajuns la concluzia asta, ok, trebuie să pun stop acum, nu mai pot să merg așa, pentru că reactivitatea mea față de tata copiilor mei, eu înțeleg că e un atac și la copiii mei. Și fiecare om, probabil pe care îl văd în fața mea sau îl întâlnesc, e clar, cum ziceți eu, oglinda mea și e un ajutor divin. Și atunci, conștientizând toate aceste lucruri, eu cred că încet, încet, cu pași mărunți, nădăjduiesc să ajung la schimbare. Îmi doresc asta foarte mult, dar vă spun sincer că nu e ușor. Adică... Când, deci, eu așa, când simt că mi-e greu și că sufăr, îmi dau seama că e ego, îmi dau seama că automat trebuie să mă bucur, că de fapt el suferă și ființa divină nu suferă, e iubire pură. Și, cum zicea Marius, când suferi, să nu stai acolo în suferință, că... Cum să facem, Marius, să nu, când simțim că ne copleșește așa? Ia să devină vulnerabilă. Cum? Și ia să devină vulnerabilă. Dacă ea devine vulnerabilă, bărbatul se schimbă imediat. Deci el este agresiv sau face ce ne-a făcut, pentru că ea este autoritară, adică i-a luat locul și o atacă. Dar dacă ea devine vulnerabil, devine feminină și atunci ea vine spre el, vine spre ea și o protejește.
singurul lucru care trebuie să fie, să-l facă, este să devină vulnerabilă. Uite, Marius, da, fix asta ziceam mai devreme când ai fost tu, așa că stând acum și povestind, tot mi-am trimis o dată niște poze din tabără, fiindcă le-am văzut pe Facebook, că mai nou are Facebook, și așa cu niște semne de întrebare. Erau niște poze cu tine și cu cei din tabără. Deci încă în mine e ceva care îl deranjează, nu? Ego, îți deranjează. Pentru că în parte îmi vine și rău. Un alt lucru care trebuie să înțelegem este că nu există rău. Ceea ce este rău, ego-ul consideră că este rău, dar din punct de vedere al sufletului, este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Deci sufletul, când ego-ul suferă, adică îi se întâmplă drame, sufletul este fericit. Păi da, dar eu acum, de exemplu, concret, ce să-i spun? Totul meu, că el e deranjat de pozele din tabără. Să nu mai critici. Că atâta timp cât îl critici și ai niște mulțumite de el, el va fi deranjat în orice formă. Acum, de exemplu, cum a scris mesajul, am fost supărat când a scris mesajul ăsta, când eram cu voi acum. Da, deci trebuie să oprești în tine critica față de el și să nu vezi rău, adică să fii îngăduitoare de fiecare dată. Orice lucru care este, ești nemulțumită la el, să îl îngădui, să îl înțelegi. El este așa acum, dar în viitor poate e altfel, mâine va fi altfel. Și dacă ești îngăduitoare, se șterge negativitatea și el nu mai poate să fie nemulțumit de nimic. Și atunci nu te mai atacă. Bună seara! Salut! Am și eu o întrebare! Am și eu o întrebare! Bună seara! Normal. A venit din tabără și am avut și eu întrebări, am avut și eu trăiri, am plâns chiar, că mi-a făcut o autoevaluare. Și am o întrebare pentru domnul Marius. Sau pentru Marius, că după ce m-am uitat la film, mi-am dat seama că te-am și tutuit și pe urmă te-a spus domn. Deci așa că suntem ok. Ai spus despre bărbați că ei trebuie să fie în fața noastră. Normal, ei au fost primii creați, iar noi femeile în spate cu doi pași. Dar în tabără ai uitat să ne spui ceva. Că bărbatul trebuie să fie supus lui Isus, așa cum Isus este supus Tatălui Ceresc. Altfel, n-are cum să fie armonie în familie. Oricum e Dumnezeu, bărbat. Deci, nu poate fi supus lui Iisus dacă femeia nu este supusă bărbatului. Cum? N-am înțeles. Nu poate să fie supus lui Iisus dacă femeia nu este supusă bărbatului. Ba da, am înțeles. Evident, am spus. Deci femeia să fie supusă lui, dar și el armonie lui. Atunci va fi supus lui Iisus el. A, deci vrei să spui că femeia este cea care îl influențează ca să fie supus Mântuitorului? Da. Deci nu vine de la sine? Deci numai ca așa poate să fie supus. Dar vine de energia dublă. Aceea dacă scade, atunci se schimbă bărbatul. Dar poate fi influențat și de mamă? Bărbatul? Da. Nu, numai de soție. Deci mai de soție. N-am înțeles. Mulțumesc frumos. A fost de mamă. A fost de mamă cât a fost cu ea. Cu ea. Lucreția, ai găsit o porțiță, așa-i? Nu am găsit o porțiță. Am găsit în carte și mi era... Nu înțelegeam. A uitat să spună esențialul, dar văd că tot nu ăsta e esențialul, știi? Dar eu vreau să mai fac încă un anunț, Marius, i-am spus Viorelia și anunț pe toată lumea. M-am gândit la lucrul acesta, să urmăm tradiția, am înțeles că se face Moldova, dar eu nu voi putea atunci. Și mă gândeam în
în iunie, tot așa, din 24 până în 27, să organizez la Sovata o reuniune cu noi toți și, bineînțeles, cu cine să mai înscrie. Crezi că surâde ideea pe anul viitor? Sigur. Bun, atunci oricum mai ținem legătura în privința asta. Dar mi-ar plăcea nespus să ne întâlnim acolo. Oameni noi, oameni care mai suntem, să învățăm, să ne deșteptăm ca să nu mai rămânem în ego. Simul, mulțumesc, da, mulțumesc tare mult. Eu m-am simțit minunat. Eu, sincer să vă spun, eu am venit, eu făceam seară de seară meditație. Bun, rugăciunea este de mult antică, veche și de mult de când mă știu. Dar de când am venit în tabără, eu nu mai fac meditație seara. Eu sunt într-o stare foarte bună. Adică așa, sunt, mă bucur de fiecare lucru. De soare, de flori, de plantă, pe urmăresc, observ și mă încântă lucrul ăsta. Și aș vrea ca toate să fiți așa. Sunt convinsă că vom ajunge și Claudia, am auzit-o. O să fie bine, Claudia. Eu sunt convinsă de asta, să nu suferi chiar așa de mult. Problema e că trebuie să punem un pic osul să ne schimbăm. Nu, Viorela? Cam așa. Tot ce vine din față, ne dăm seama cât ne-am schimbat. Acolo, da. În măsura, la ce vine din da, față. Așa. Așa eu, cumva, în zi de zi, așa analizez cât am mai scăzut, cât am mai, ce s-a mai întâmplat. Cum văd ce mi se mai întâmplă și, uite, de exemplu, în ultima vreme, foarte multe sincronicități mi se întâmplă și lucruri, nu mă le gândesc și apar sau am găsit ceva, un încărcător la o mașinuță a nepoțeilor care nu îl găsisem de 10 ani sau 9 ani, ceva de genul, era mașina aia care nici nu o dădeam, nu se putea folosi. O mașină pentru copii și s-a întâmplat fix cum s-a întâmplat și în tabără. A apărut încărcătorul ăla de nicăieri în fața mea și am fost atât de fericită și am încărcat mașina și a fost super și am zis, Doamne, cum a putut apare? Că nepoței tot ziceau de ieri, tot ziceau, Mimi, dar vrem să ne dăm cu mașina asta și eu tot le spuneam că nu mai avem cu ce să o încărcăm. Și-a apărut încărcătorul. Și multe din astea, da. Dar, pe de altă parte, mai sunt și lucruri care îmi dau seama că sunt mine. Și unul dintre astea, și vreau să-l întreb pe Marius, cum să facem să alegem când avem de ales situații, în anumite situații. De exemplu, la... Cum? Da, întotdeauna în defavoarea ta. Păi, în defavoarea mea, dar când, oricum în defavoarea mea, dar, de exemplu, soțul meu zicea să mă duc într-o parte și eu aveam deja niște, trebuia să mă duc cu mami la dentist, o amânasem deja a doua oară, ea o trebuie să întrerupă tratamentul de inimă ca să poată să meargă la dentist și eu eram așa, că ce să fac, cum să mă împart. Dacă poți să le faci amândouă, e bine. Dacă nu, lucrez în defavoarea ta. Da, ce-am învățat în weekendul ăsta a fost că nu trebuie să-mi fac planul. Niciun plan. Am făcut în plan să mă duc să dorm la mami cumva, să asta am învățat de la Maria, să mă pun acolo... Zice că atunci îți dai seama cum ești dacă mergi să stai o lună cu părinții, să locuiești cu părinții. Și culmea a fost că n-am mai putut să mă duc, au venit nepoței de la București, am trebuit să rămân cu ei. Și s-au luat și curentul, am fost izolată total, n-am avut nici telefon, nici internet, nici nimic. Eu a doua zi trebuia să mă duc, dar mi-am dat seama, îmi ziceam, îți convinsă că Dumnezeu le... Așa, în așa fel încât o să fie bine. Și chiar așa o și fost. Am găsit un telefon în vecinii prin care am anunțat pe mami la ce oră trebuie să fim la dentist și totul a curs perfect. Și am zis, uite-te, încă o lecție pe care am primit-o de la cel de sus, în care o zis că de fapt planul meu e zero.
și să mă las pe mâna lui. Marius, eu vreau să te întreb pe tine de legat de vibrație. Deci, să ne explici cum este vibrația omului. Adică, că e o vibrație negativă, este o vibrație pozitivă? Cum se crește vibrațional? Sau ne poți explica? Da, necazurile sunt cele mai necesare. Adică vibrația negativă este de fapt pozitivă, în gradul cel mai înalt posibil. Nu există bine și rău. Adică ceea ce numește ego-ul rău este de fapt lucru de care avem cine am nevoie. Deci nu există vibrație negativă și pozitivă. Ego-ul în parte, dar ce zice el că este rău, avem nevoie. Pentru că ne salvează sufletul, ne salvează sufletul. Adică deci, el se distruge pe sine, deci avem nevoie ca el să se distrugă. Deci cu cât avem mai multe drame și dezastre în viața noastră, cu atât mai repede se curăță sufletul și suntem interesați. Adică să avem pierderi, să avem necazuri, lucrurile astea ne purifică sufletul. Rapid. Deci ele sunt vindecarea. Și oamenii se duc, de exemplu, la psiholog și se plâng, dar se plâng de vindecare. Ei primesc de la Dumnezeu vindecare în momentele acelea. Înșelare, trădare, pierdere, toate lucrurile astea au nevoie ca să se curățe sufletul și să mai trăiască, că altfel mor. Se și zice că o trădare se salvează de cancer. Deci asta este semnificația. Toate necazurile sunt, de fapt, necazul pentru ego, dar sunt fericiri imense pentru suflet. Sunt eliberarea sufletului și avem nevoie. Deci aici cu, cu trădarea și că te vindecă de cancer, eu zic că peste tot, dacă reușești să îți dai seama că de fapt toată energia negativă îi a ego-ului, pentru că exact. Sufletul exact. Are doar energie pură, pozitivă, deci acolo exact. E numai iubire. Și tot ce e negativ legat de ego, aici îți dai seama balanța, simți balanța de fapt. Pentru că și dacă ești trădat, dar tu stai acolo în ego, tot o să te îmbolnăvești de cancer. Adică chiar exact, sunt... trebuie să înțelegi că e un lucru bun care ți se întâmplă și e cea mai mare fericire pentru da. Tine. Deci după ce ai înțeles, asta înțelegi, faci cancer. Da, exact. Dacă nu înțelegi, faci cancer. Da, asta e că sunt atâtea situații în care dacă rămâi atașat acolo, când tot timpul pui vina pe celălalt, adică ești în acuzare, în judecată, asta e ego, asta e energie joasă, e vibrație joasă și toate energiile astea materiale, adică toate astea sunt vibrații energii grosiere. Nu? Că asta, așa de fain, eu tot repet asta. Greutate la urcare. Deci face parte din vocabularul meu zilnic. Greutate la urcare. Sunt soluția care o găsim noi ca să putem să evoluăm. Dacă nu putem să înțelegem de vorbă bună, înțelegem cu forța. Și cel mai tare când vedem că repetăm situațiile. Când în viața noastră se repetă situații, acolo clar o fost rezistența ale noastră în a înțelege mesajul în care îl avem, nu? Oricum, în prezent, când stai, când ești aici în clipa asta, aici simți, doar aici poți să simți tot și conștientizările mele de zilele astea au fost că fix ce-i sus, e și jos. Adică cum sunt, dacă eu astăzi nu sunt bine, atunci n-am cum să fiu bine nici mâine, dacă se va întâmpla ceva ce-mi doresc eu, adică ego-ul își dorește. Și atunci nu are sens să aștept ziua aceea de mâine să se împlinească ceva, pentru că totul e legat doar de azi. De fapt, eliberarea este de gândirea negativă, de împărțirea în bine și rău.
Dacă nu mai vezi, vezi în rău ca, deci dacă vezi rău ca un ajutor de sus, îți distruge într-adevăr ego-ul, este o dramă pentru ego, dar sufletul se eliberează și simți fericire atunci când tu ai necazuri, atunci nu mai este nevoie de ele și nu se mai repetă. Numai în modul ăsta nu se mai repetă. Dar dacă noi credem că am pierdut ceva în viață când oamenii ne fac necazuri, atunci continuă necazurile. Pentru că rolul lor este să ne ducă în starea de a înțelege că nu este nimic rău în lume, că peste tot este divinul și tot ce face el este să ne destrame orgoliul. Și face asta în mod perfect, că vrem, că nu vrem, că înțelegem, că nu înțelegem, tot limba distruge. Da, și noi ne opunem lui, ne împotrivim și împotrivirea respectivă se numește suferință, boli, durere. În mod normal, soluția ar fi să nu te opui. Când nu te opui, programul autodistructiv care se derulează în fața noastră, prin cineva, se oprește. Și așa ștergem programe care vin și de la alții, care le avem în spate și pe care noi nu le recunoaștem că am fi noi așa. Pentru că nu știm că alții au fost așa, noi în alte vieți am fost așa, dar dacă înțelegem și nu reacționăm în niciun mod, ele se șterg. Și după o perioadă de timp, să zic 50-60 de ani, ajungem să fim pe plus. Adică viața noastră se schimbe radical. Și starea de fericire maximă este atunci când nu mai vezi rău în lume sau vinovat. Pentru că exteriorul va lua atunci forma interiorului nostru. Și nu ne va mai deranja nimeni. Și totul va fi foarte potrivit. Și vom simți pe Dumnezeu în tot ceea ce vine din toată. Și asta este o stare de fericire incredibilă, de bucurie incredibilă. Adică ajungi la nivelul în care nu mai e nimic personal. Nu te mai necășește nimeni, nu mai ai pierderi, totul este frumos. Pentru că dacă tu nu mai concepi că ar fi ceva rău în lume, nu mai poate bine și rău, nici o pierdere nu mai poate să vină din față și oamenii nu ne mai pot deranja. Ei ne vor deranja în continuare, până în clipa în care ne vor distruge orgoliul și ne vor duce în iubirea orice ar fi. Deci omul care te deranjează, de fapt, te îndumnezește și te urcă pe scara raiului. Ne face ceva mare bine. Ne desprinde de tot ceea ce părțim noi până mult și ne redă sufletului. Nimic rău în lume. Dar e rău pentru ego. Deci aici, în momentul în care fiecare întâmplare care vine din față, încerc să văd unde mă situez, mă victimizez cumva, deci dacă cumva încep să mă plâng sau trec în poziția de victimă clară, sunt ego. Și deci aici reușești să te prinzi foarte repede, să vezi care e treaba, unde ești. După ce îți dai seama unde ești, eu cel puțin așa fac. Gândul ăsta te ține în iad. Și zic, îți place acolo, nu îți place, atunci mută-te rapid. Și schimb mental, schimb până la urmă, pentru că mintea asta noastră ne folosește, cu ajutorul ei am ajuns și la tine, Marius. Deci mintea are un rol, doar că trebuie să o lăsăm să fie ghidată cumva de suflet, adică el să fie la conducere și nu ea să conducă. Nu cu mintea să ajungi, la mine cu sufletul să ajungi. Da. Deci când încerc să fac lucruri pe care le învăț, nu ies niciodată. Nu pot să repet lucruri sau niciodată nu-mi este nimica.
Ce frumos a spus domnul Marius că am ajuns cu sufletul. Eu chiar asta simt, că ajungem cu sufletul, chiar dacă mintea noastră vrea să ne ducă într-o altă direcție. Minunat. Înseamnă că sufletul nostru, eu așa am simțit în ultima vreme că sufletul meu mă ghidează foarte bine. Da, numai să-l ascultăm. El știe unde vrea să ajungă. El știe destinația. Da, așa este, să-l ascultăm, într-adevăr. Mulțumesc. Toți venim aici ca să ajungem acolo, nu, Marius? Exact, pentru asta. Noi suntem deja acolo, dar egoul ăsta ne ascunde continuu. Tot timpul ne arată că nu am făcut destul, că nu suntem în regulă. Asta e tehnica lui. Când renunțăm la credința că nu suntem în regulă, deja am ajuns. Ne dăm seama că de fapt suntem acolo dintotdeauna. Doar ne ascunde faptul că suntem ființă divină și nu ne dă voie să ne comportăm ca o ființă divină, pentru că ego consideră că este o pierdere. Adică că oamenii îi umilesc, se produc pagubă. El se bazează numai pe interesul personal. Când noi renunțăm la binele nostru și nu ne protejăm, intrăm în divinitate instantană, în suflet. Este foarte ușor. Adică să nu te aperi. Nu vrei un avantaj pentru tine. Exact cum face doamna, femeia aceasta de pe stradă. Nu vrea un avantaj pentru ea. Se mulțumește cu puțin. Adică face tot posibilul să nu-i deranjeze pe oameni. Dacă le cere un ban, le cere atât cât ar putea să dea. Nu le cere mult. Un leu, doi lei. Deci ea se mulțumește cu puțin. Nici nu forțează pe Dumnezeu să dea mai mult. Renunță. Deci se păstrează în divinitate. Asta este foarte frumos. Și atunci Dumnezeu o ajută în toate. Este alături de ea. Ține de mână. E fantastic. Dacă ziceți că organizați la Sovata, să-mi spune și mie perioada, ca să pot să mai anunț pe aici. Că mai sunt... spus, în data de 24 iunie, 27 iunie 2022. Deci atât de ce vrei fix aceeași dată? Că uite, eu după ce au pus melodia aia, eu mă gândeam să păstrăm... Tabăra în Maramureș la data aceea, dar rămâne să ne înțelegem, nu? Negociați. Atunci, când vreți voi, eu m-am gândit că dacă ai tu și să... Cum? Vedem. L-am înțeles? Rămâne să vedem că mai este calendarul ăsta, are 365 de zile și să găsim o perioadă. Super. Oricum, când, deci, nu știu, e altă dată, nu-i problemă, dacă vrei tu atunci fix la Sovata. Cum vreți, eu m-am gândit așa apare că dacă Maramureș a fost, nu e vorba de ego, eu m-am gândit în varianta următoare, dacă a fost prima ediție, tot pe aceeași perioadă, ori a doua ediție, tot în aceeași perioadă. Mă gândeam să facem tot în aceeași perioadă, știi? La varianta asta, a patra ediție, ca a treia este Moldova. Și la asta m-am gândit. Că e și perioada sânzienelor, când e o sărbătoare atât de minunată. Și la asta m-am raportat, da? Se poate schimba când doriți, cu vreți, când poate Marius... Eu știu eu, Marius, poate îmi spui tu cam când ți-ar conveni. Mai? În luna mai? Ar fi mai indicat? Eu n-am pretenții. Ați înțeles? Cum? Ce rumece? Am spus că dacă nu vă convine în luna iunie, așa cum a zis, în luna mai ar fi mai bine?
La sfârșit de mai. Asta să le discutăm, Lucreția, ulterior, putem să scrie, bine, ca să noi așa. Bine. Oricum, e foarte tare inițiativa ta și mă bucur. A, nu. Ioara, ce faci, Ioara? Iartă. Ne auzi? Nu se înțelege deloc. A, n-am înțeles deloc. Acum. Bună ziua. Eu de-abia acum am intrat, am fost plecată, nici n-am știut ce faceți. N-am văzut afișat mult timp acolo. N-am știut că sunteți. Acum am, chiar acum am văzut și am intrat. Super. Ce mai faci? Salut pe toți. Ce întrebări ai tu? Măi, dar nu știu nici despre ce se discută ca să am întrebări. Cu ce te confrunți? Fiecare. A, cu ce mă confrunt? Da, de exemplu, perioada cu de vreo 2-3 zile mi-au venit tot oameni care mi-au arătat atașamentul de corectitudine, de perfecțiune, care îmi dau seama că încă am mult în mine. Și tot conștientizez și... Și tot vin mai tot vin să curăț în mine, știi? Conștientizând, tot îmi dau seama cât mai am de lucru cu mine. Dar vin așa pe, îmi dau seama că vin așa pe o perioadă, vin pe o anumită emoție, o perioadă pe altă emoție, știi? Tot iese la suprafață de curățat cât e ceva. Da, e o chestie interesantă, știi? Da. Cine mai vrea să povestească ceva? Că deja e 19.46, nu știu cât mai poate să stea Mariu. Eu, la 20, m-a venit să cobor. Da. Claudia, dacă mai vrei să spui ceva? Nu, eu vreau doar să vă mulțumesc că, nu știu, asta simt acum, să vă mulțumesc și să, nu știu, eu vreau în continuare să lucrez cu mine, să schimb, dacă tot au venit atâtea informații frumoase înspre mine, să și beneficiez de faptul că au venit să le pun în practică. Claudia, te felicit pentru soluția pe care ai găsit-o cu înregistrarea. Pentru că te ajută enorm de mult, se simtează mult mai bine, trece de bariera de rezistență a minții și se simtează mai bine informația. Și da. Super, și eu am vrut, dar așa nu, este. Nu știu dacă pot îndrăzi să te rog, dacă poți să ne pui pe grup înregistrările, să le ascultăm. Eu le pun cu mare drag, adică... Cu super. Foarte mare drag, n-am vrut să fie așa, dar asta... Să le ascultăm și noi. Da. Da, mulțumim. Da, pe mine chiar mă ajută foarte mult, pentru că eu vă spun ceva. Mi-am dat seama, eu am început să citesc după ce am venit din tabără, am zis iau prima carte, Shangri-La. Și am citit, mai am cam 100 de pagini de citit. Și da. Ideea îi că eu am realizat, ok, dar parcă nu rămâne informația, nu simt eu, că parcă ca și cum n-aș fi citit, știți? Ui, și atunci m-am gândit că citesc foarte mult la nivelul ăla mental, nu de suflet, nu știu cum să vă spun, deci așa m-am gândit eu. După așa mi s-a întâmplat și nouă, Claudia. Claudia, așa mi s-a întâmplat și nouă. Da, și am vorbit și cu, de exemplu... Am vorbit și cu Mirela și am spune, nici eu nu pot să citesc. Și am zis, ok, uite, eu m-am înregistrat, i-am zis la Mirela, dacă vrei să trimiți și ție, pe mine mă ajută foarte mult, că reascultând a doua oară, a treia oară, a patra oară, a zecea oară, dacă trebuie, aceeași înregistrare, mult mai mult, nu știu, integrez, ca să zic așa. Și de aceea am început eu să mă înregistrez. Și astăzi, de exemplu, toată ziua am citit din cartea Ce vor femeile, ce vor bărbații,
Și eu sunt foarte, cum să vă spun, adică eu stau și mă gândesc că eu toată viața mea, nu știu, am făcut niște erori foarte grave. Și acum sunt perioada în care vreau să schimb. Deci chiar îmi doresc să schimb. Și am zis, ok, dacă tot am ajuns aici și am informația și a venit informația la mine, eu trebuie să o pun în practică, indiferent, așa cum zice domnul Marius, să am puterea ca tot ceea ce vine spre mine să nu reacționez, să primesc cu iubire. Și cam asta mă străduie acum să fac. O să mai povestim datile viitoare să vă spun ce înseamnă că chiar îmi doresc să pun în practică. Deci până acum n-am reușit să pun în practică, eu vă spun sincer, adică am reușit să pun doar parțial. Din 100%, eu nu știu dacă am reușit să pun 5% și aia e foarte mult pentru mine, că față de cum eram înainte cu 100%, pentru că orgoliul meu într-adevăr era foarte mare și este foarte mare, cred că încă. Dar cel puțin am realizat că am un orgoliu foarte mare și că toate neplăcerile din viața mea au venit din cauza acestui orgoliu, acestui ego. Cumva la nivel subconștient, nu știu. Și acum, realizând aceste lucruri, eu mă bucur din tot sufletul. Vine copilul meu care mă ajută foarte mult, e cel mai desăvârșit maestru. Și îmi dau seama că eu îl distrug. Adică dacă nu renunț la ego și nu mă duc doar în iubire, indiferent cu ce ar veni el spre mine, nu e ok. Da. Să vezi, Claudia, aici la Piatra Craiului este o doamnă din Suceava, o cheamă Ionela, o să vină și la Târgu Neamț. Da. M-a rugat să mărturisească, adică să spună cum a rezolvat ea situația de nerezolvat în care era. Da. Era înțeles să se despartă de soț. Într-un an de zile a înțeles așa de bine lucrurile încât acum ne dă lecții la toți. Aici îi explică cum a făcut și esența este vulnerabilizarea. Adică ea s-a vulnerabilizat. Iar schimbarea soțului este incredibilă. Dacă el înainte nu-i spunea nimic, acum vine spre ea și o întreabă dacă poate să o ajute cu ceva și a devenit tandru și afectos și are grijă de ea, nu știe ce să facă ca să se simte mai bine și ceea ce n-a făcut niciodată, zice. Viața lui n-a făcut lucrurile astea. Deci schimbare da, decât s-a schimbat pe ea, nu i-a făcut nimic acum. Da, da, exact asta am citit și în cărțile dumneavoastră, că de fapt schimbarea e noi, noi trebuie din interiorul nostru să fie și atunci se vor schimba toți din jurul nostru. Oricum eu cu programele care am funcționat până acum nu mai vreau să funcționez pentru că nu m-au adus într-o stare din aia de bucurie și de fericire, deci m-au dus doar în situația de a căuta avantaje materiale care nu mi-au folosit la nimic. Și da, dar știți cum e? Adică eu nu cred că aici stă puterea. Până la urmă, puterea stă în puterea de a iubi. Corect, așa este. Da, da. Și asta pe mine foarte mult mă ajută cărțile dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, m-a ajutat foarte mult grupul, m-a ajutat foarte mult tabăra, mă ajută foarte mult oamenii care vin ca oglinzi în fiecare zi în fața mea și, nu știu, mă străduiesc maxim să nu mai... Să integrezi informații. Așa, asta e cel mai important lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Am făcut registrări foarte frumoase aici în tabără, dacă poți să le urmărești. Și este și o registrare în aceasta din Suceava. Bine, le urmăresc oricum. Le urmăresc. Am urmărit și filmulețele. Astăzi am revăzut Ostrov, că le-am văzut acum câțiva ani, de acum, după ce am citit din cărțile, am înțeles foarte diferit. Da. Nu știu, ne schimbăm. Da.